deci de lansare ai făcut, mă, băiete? Perfectă, mai am un pic cât mai trebuia să băgai la boschet. A fost bine, mă. E o agățătură acolo, așa?
pus asta. Coboară. A? Unde acolo? Da. Da?
frumos. Stai să-ți fac două poze. Da, cam așa era. Să facem și un video. Gata, nu, nu, stai să prima dată să -ți fac și un video. Dar ce să duce patul încolo, bă, că vezi că am curent la el. Stai acum să îți fac acum ca să le liberezi. Bravo! Muy bien. Acum am ieșit din apă, n-am avut prăjătură. Mi s-a stricat un pic ăsta de la minerul de la să mișcă și trebuie să-i fac două găuri, să-i bag un pic de lipici sau ceva. Am dat la somn. Vezi? N-am avut nicio trăsătură de sărit, o sărit unul sau doi, dar în rest nu prea am dat și la clonc un pic, dar sunt multe agățături. Uitați, am dat cu cloncul, vezi? Dar n-am avut nicio trăsătură. Am zis că mai continuăm să pescuim la spinning de pe mal. Și asta a fost ziua de pescuit la piede. Am vreo trăsătură, am zis că mai încerc. Acum mă schimb prima dată, mi-a desumflu patul. Aici am avut pus telefonul și văd că trebuie să-i fac alt sistem acolo ca să pot să-l prind mai bine, să nu-mi cadă în apă. Și asta e. Acum luăm și desumflăm prima dată asta ca să putem să... Și mai lansăm câteva lansuri până plecăm. Asta este bărcuța mea, vă zic. De Decathlon. De foarte practică, n-am avut probleme de camdată. Sunt trebuie la 4 sau a 5 oară de când vin. Astea sunt labele. Asta de caperea. Și acum luăm și adunăm asta și le băgăm presiul de suflu cu pompa. Cu pompa poți să-l umpli și să-l desumpli. Atunci e mai practic. Mulțumesc pentru